Slovacia până să ajungă și Polonia. Ultima oară a jucat în Polonia până să ajungă la UTA în 2021. A fost și capitanul celor la UTA, Wesley Rubing. Cini, bună pasa și este gol! Rareș Pop, 1-1! Ce frumoasă a fost această fază! Asistul și finalizarea, totul a mers ca la carte. Iată, în sfârșit, un moment de sclipire al băieților lui Kyusi Balint. Rareș Pop restabilește egalitatea. Suntem în minutul 54. Eroare mare în defensiva Chindiei. Cascini cu talpa. Extraordinar moment al argentinianului. Ce pasă îi dă lui Rareș Pop. Acesta înțelege imediat intenția colegului său și atacă acel spațiu liber, după care îl execută pe Căbuz. 1-1. În sfârșit vedem fotbal și din partea celor de la UTA, care până acum n-au arătat deloc bine. Pop și Popa, marcatorii acestei partide până acum. 1-1. India UTA și în aceste momente trupa lui Kyusi Balint este echipa pe val.